Cine face legea și cine încurajează fără de legea? Ce spune legea și de ce apare fără de legea? Lege și fără de lege. O emisiune în care aflați cine, cum, de ce și când, prevalându-se de lege, face o fără de lege. Lege și fără de lege. Într-un an și 8 luni, peste 3.000 de capete. Și adulți și pui. Câini trebuiau sterilizați, masculii castrați, că așa a cerut iubitorii de animale din Târgoviște. Iar acest lucru nu s-a, acest fapt nu s-a ținut cont, i-a omorât în masă. Cine mai întreba iubitorii de animale, cei proprietari care luam din curți, spuneau că le-au dat drumul, dar ei și n-am mai ajuns acasă. În schimb cu mii de capete îngropate. Până acum aproape 2 ani erau omorâți cu diluant de vopsele, iar de un an jumate, un an și 8 luni, cu o soluție cumpărată la farmacia veterinară, care se făcea comandă de către doctorii veterinari de la Direcția Sanitară Veterinară, făcea comandă la București și după ce câte am înțeles se numea T90. Trebuiau omorâți, eutanasiați numai cei câini care erau bătrâni și bolnavi, ceea ce înseamnă 5-6 capete pe lună. În schimb, ei omorau sute pe lună, în perioadă de o lună zile. Dar unde erau omorâți și cine îi omora? În incinta adăpostului, aici la Ninoasa, în interior. Apoi îi transportam cu mașina în gropile care erau deja pregătite. De injectare s-a ocupat doctorul veterinar de câteva ori și doamna inginer Pârvescu Florina. Dar și, bineînțeles că și la ordinul primarului și la ordinul ultima groapă care s-a făcut a fost la ordinul domnului Dan Badea, pe la care el nu mai recunoaște. Spuneți-mi, când îi îngropați, aplicați și anume substanțe dezinfectante ca să preveniți, știu eu... La repezeală câteva lopeți de pământ și gata. Atât, da. Păi nu există riscul să vină animale, să dezgroape leșurile, să... Nu, s-a mai un singur caz, s-a întâmplat când i-am îngropat într-o seară, i-a stupat într-o seară din grabă și cred că din acea groapă au ieșit cel puțin 2 câini, deja care am crezut noi că erau morți. Deci era un strat foarte subțire de pământ. După care a doua zi se punea un braț de frunză, se mai punea câteva lemne, după cum o să vă demonstrez. Că și aici a fost lemne, să știți. Și aici a fost lemne și în celelalte grupe, să vedeți, lemne astupate, crăci, uscătură, astupate gropile, să nu... Acum a căzut frunza, s-a acoperit cam peste tot. Nu se mai cunoaște, nu cunoaște mai nimic. Câini pe zi, 30-40 de câini pe zi. Dar nu eutanasia în fiecare zi. La 3 zile, la 4 zile, 60-70 de bucăți. Dar a mai fost, nu că nu i-au eutanasiat, nu mureau. Erau foarte mici, foarte cruzi, nu prindea soluția aia, să fie așa, dar pe cei mici îi omora necându-i în apă. Dumneavoastră spuneți că și după ce s-a terminat acel focar de rabie, acel scandal cu rabia în municipiul Târgoviște, în continuare se duceau, erau aduși câini și eutanasia și îngropați. Până atunci nu am zis, nu am spus nimic, că n-am avut de ce, că știam că e ordinul de omorât toți. Atunci s-au omorât 3.000 și ceva de câini în 2 luni de zile. Atunci a fost cu știrea Direcția Sanitară Veterinară, cu știrea la mai mult, la conducerea mai mare. Vorbesc numai de un an și 8 luni încoace. S-au eutanasiat aproape 3.000 de câini, dintre care cel puțin 1.800 numai mari, adulți, câini mari. Deci nu era vorba despre bolnavi, bătrâni sau altceva. Deci 1.800 a fost numai câini sănătoși care trebuiau dați în teritoriu. Da, aveați dispoziție să luați pe zi un anumit număr de câini? Da, aveam 2, 3, 4 salariați, erau obligați, avea normă. Nu... Cine dădea dispozițiile? Dispozițiile dădea fostul director și inclusiv inginera Florina. Aveam normă. Directorul de la... Fostul director, domnul Biculescu. Da. Deci am avut normă permanent, mereu. Când nu făceam norma, băieții erau certați, erau amenințați că îi dea afară, erau amenințați că îi sancționează, că le taie din ore. Arăta vreodată vreo dispoziție scrisă de la primărie, ori de la Direcția Grădini Publice, ori vreo autorizație a Gărzii de Mediu pentru aceste gropi? Nu, n-a avut niciodată. De la primărie a avut... Nu, verbal. A avut verbal să omoare, să facă, dar cu gropile, cu mediul, nimic. Nu, nu. Am făcut pe ascuns, pe pitiș. Mărturiile fostului angajat al primăriei Târgoviște sunt practic confirmate de Garda Națională de Mediu, care a amendat primăria Târgoviște cu 2000 de lei.
Cum comentați acuzațiile aduse la adresa executivului primăriei Târgoviște, conform cărora acesta ar fi dat dispoziție să fie practic masacrați mii de câini comunitari? Legat de acest subiect, noi am fost sesizați, ne-am dus la fața locului, au fost chiar în două rânduri, doi comisari, a doua oară a reușit să identifice și a găsit într-adevăr niște, s-au făcut câteva săpături și într-adevăr s-au găsit cadavru de câini. Iar comisarii noștri, pe baza acestei dovezi și din informații, discutând cu cei de acolo, se pare că au fost îngropate cadavre, drept pentru care partea noastră de mediu, comisarii noștri au dat amendă pentru abandonarea de deșeuri de origine animale, conform hotărârii de guvern 47, în locuri neautorizate, abandonările respective. Deci amenda este de la 10, de la 1000 la 2000 de lei, s-au dat 2000 de lei pentru acest lucru și de asemenea ca sancțiune complementară curățarea locului respectiv. Asta este partea noastră de mediu. Restul, că dispozițiile cine a dat, pentru noi considerăm că e adăpostul primăriei, noi considerăm că primăria, oamenii de acolo sunt vinovați, deci instituția respectivă noi considerăm că este vinovat în acest caz prin oamenii respectivi, care nu știu dacă din dispoziții, din știu eu, exces de zel sau așa mai departe, cum a făcut, și nu e problema noastră dacă au fost date sau nu dispoziții, problema noastră este clar că au fost abandonate deșeuri de origine animal, ceea ce a deteriorat zona și este pericol din mai multe puncte de vedere, adică de mediu, chiar și cred că trebuia să se sezeze și cei de la veterinari, de la DSP și așa mai departe. Da, noi considerăm că asta este partea de care noi ne-am făcut datoria, partea de mediu efectiv. Cum anume trebuia procedat în acest caz, conform? Deci toate cadavrele nu spun cum au fost obținute, cu ghilimele de rigoare, aceste cadavre, adică au fost omorâți, eutanasiați sau au murit de moarte bună. Important e că aceste cadavre trebuiau să ajungă la Protan, pentru că este singurul, știu eu, operator autorizat care, de fapt, neutralizează cadavre de origine animală și resturile de origine animală. Deci ele trebuiau luate de o firmă specializată, incinerate și așa mai departe, cadavre de origine animală. Ce riscuri existau sau există în continuare în acest caz? Este foarte clar, există riscul de boli, riscul de contaminare a zonei. Acolo pot apărea, știu, alte animale care pot să-l transmită mai departe. E un focar de infecție. Din câte am înțeles, nu au fost descoperite substanțe dezinfectante aplicate la locuri îngropării, este adevărat? Nu. Noi n-am observat decât erau ceva pământ pe un cadavru pe care l-am și identificat, să zicem așa, și zona respectivă. Au fost mai multe încercări. Noi considerăm că ne-am dus și am încercat să curățăm locul și încercăm, de fapt, în continuare să curățăm locul și să dăm la termenele respective să ne ducem și să vedem dacă s-a curățat locul. Și, practic, dacă ne puteți da mai multe detalii, ce anume trebuie să facă primăria în acest moment? Deci, autoritatea de acolo, de fapt, respectiv primăria, trebuie să curețe locul. Adică trebuie să scoate toate cadavrele și să le ducă, exact cum am spus eu, unui operator autorizat să neutralizeze aceste cadavre și aceste resturi de animale. Și să aducă locul la starea inițială. Ne puteți spune câte locuri din acest fel ați identificat în această zonă? Decât zona respectivă, sunt câțiva, să zicem, metri 10 metri, să cunosc așa umblat în zona respectivă pe câțiva zeci de metri pătrați, dar probabil prin scoaterea unui cadavru, două, încep să se vadă mai mult. Noi încercăm să ne ducem acolo când se face și curățenia respectivă, să vedem dacă într-adevăr și-a făcut datoria igienizând toată zona. Că noi, din câte am înțeles, conform acuzațiilor, au fost mai multe gropi, practic, în care au fost îngropați acești câini. Da, în momentul când noi am discutat să ne anunțe să ne ducem acolo și să participăm și noi la situație. Să poate inclusiv cu excavatorul, deci ca în lagăre, ce să... Nu știu asta, deci n-am informația că au fost, dar practic am văzut că există aceste cadavre acolo. Primarul Gabriel Boriga nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, aflându-se în concediu. Nu putem să nu ne întrebăm cum se face că primarul a plecat în concediu tocmai în această perioadă, când Târgoviștea se confruntă cu probleme deosebit de grave.
În ușa primăriei am dat nas în nas cu viceprimarul Paul Briceag, în timp ce mesteca gumă, viceprimarul Briceag ne-a declarat că acuzațiile sunt nefondate și că maidanezii aduși la adăpost ar fi de fapt îngrijiți și sterilizați, iar eutanasierea a avut loc doar în cazul câinilor strânși pe perioada focarului de rabie. Nu este. Nu este? E în concediu? Da, este în concediu. A, păi atunci putem vorbi cu unul dintre viceprimari, eventual nu domnul... este niciunul. Deci domnul Vice acum a ieșit domnul Vice Briceag, iar domnul Moțoc acum o jumătate de oră. Acum o jumătate de oră și nu știți când se întorc? Nu. Atunci cu purtătoarea de cuvânt, cu cineva. Nu este nici doamna Berta. Nu este? A ieșit, încercăm să luăm un punct de vedere. Păi vă înțeleg, dar dacă nu... Nu se întorc, nu? Nu. A, ia uitați. Cu dumneavoastră vreau să vorbim. Chiar cu domnul viceprimar. Ce? Un punct de vedere. Cum comentați acuzațiile aduse executivului, conform cărora din dispoziția executivului primăriei Târgoviște au fost practic măcelăriți și îngropați aiurea câinii comunitari? De unde știți dumneavoastră că au fost măcelăriți? Cine ne-a incriminat? Sunt acuzații, au fost... Eu pot să vă acuz pe dumneavoastră de orice. Ca simplu cetățean. Noi de-aia venim să vă întrebăm, pentru că trebuie să vă luăm și celălalt, și celălalt punct de vedere. Sunt acuzații nefondate. Dacă măcelăream noi 3.000 de câini, închipuiți-vă că n-ar mai fost în Târgoviște picior de câine. Că după estimările noastre, 4.000 sunt cu toții. Deci nu știți nimic despre felul în care au fost eutanasiați și îngropați? Nu, câinii sunt îngrijiți acolo la acel... cum îi spune... adăpost de câini, pentru câini, da? Și sunt sterilizați. Iar cei care au fost eutanasiați sunt cei care au fost îmbolnăviți de rabie, pentru că știți foarte clar, a fost o adresă de la Direcția Sanitară Veterinară, prin care noi, executivul primăriei, am fost înștiințați că există epidemie de rabie de la o vulpe. Dar dumneavoastră spuneți că nu știți despre aceste lucruri, dar Garda de Mediu a amendat primăria Târgoviște cu 2000 de lei pentru depozitarea în locuri nepermise a deșeurilor de animale. Am cunoștință de acest lucru. Păi sunteți viceprimarul, domnul. Dacă sunt viceprimarul și plătesc amenzile? Nu, dar ar trebui să știți. Nu, haideți să închidem aici. Este o descoperire... Pentru ce m-ați întrebat dumneavoastră, eu am încercat să vă dau un răspuns din partea autorității locale. Și v-am spus foarte clar, nu au fost măcelăriți, nici pe departe nu este vorba de 3.000 de câini sau de un câine. Dar de ce s-a întâmplat acolo, s-a întâmplat în cadrul legal. Adică au fost eutanasiați în cadrul legal și îngropați? Nu, v-am spus ce se întâmplă cu câinii comunitari. Ați primit amendă. Primăria. Nu am cunoștință de această amendă. Da? Un mare semn de întrebare în macabrul caz al masacrării câinilor comunitari este legat de îngroparea lor în zona adăpostului de câini al municipiului Târgoviște, în apropiere de râul Ialomița. Riscurile sunt imense, în condițiile în care Viorel Moise, fost angajat al Direcției Grădini Publice din Târgoviște, a declarat că nu s-a turnat nicio substanță dezinfectantă peste leșurile îngropate. Astfel, gropile respective se transformau în focare de infecție, punând în pericol celelalte animale din zonă și chiar pe oamenii care au în apropiere crescătorii de animale. De ce câinii eutanasiați nu au fost trimiși la Protan, așa cum cere legea? Un răspuns ne-a oferit directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, doctorul Sandu Tolea. Protan ar fi intrat în insolvență încă din 2009. Primul focar a fost acum, când am dezbătut discuția cu dumneavoastră, știți că a fost un scandal monstru. Acum vreo 2 ani. Un an și jumătate, pe municipiul Târgoviște, și al doilea focar a fost acum 6 luni de zile, 5-6 luni de zile, pe localitatea Ulmi. Pe zona Sagricom am strâns iarăși un număr de câini, că nu puteam eu să-i văd care sunt și care nu sunt infestați. Și da? Atunci îi luați pe toți, asta vreți să spuneți. Nu, și am luat, bun, la vremea respectivă, da, tot din punct de vedere legislativ macro, da, cei care se ocupă cu ecarisarea teritoriului au câștigat o licitație acum 4 ani de zile, da, licitație care dădea dreptul să se ocupe la nivelul întregii țări de ecarisarea teritoriului. Această acțiune de ecarisare a funcționat foarte bine atâta perioadă cât statul a subvenționat gestionarea
deșeurilor de origine animală și non-animală, da? Sub produselor necomestibile, inclusiv a leșurilor de animale și așa mai departe. În momentul în care n-a mai fost subvenționată, domnilor de la societatea respectivă nu le-a mai convenit business-ul, da? Și care mă aud, e problema dumnealor, că a fost o afacere în așa timp, noastră? Da? Da, nu le-a mai convenit acest business și au băgat societatea în insolvență. Moment în care, în acea perioadă, prinde descoperit, sau toate județele țării au fost descoperite pe ceea ce înseamnă subproduse necomestibile de origine animală și non-animală, inclusiv leșuri de animale. Da? Și s-a luat o decizie, care am luat-o și eu la nivelul județului Dâmbovița, acolo unde sunt cadavre, leșuri de animale, subproduse necomestibile, societățile respective, cu o aprobare de la Garda de Mediu, să fie îngropate aceste cadavre, leșuri și subproduse. Cu aprobare de la Garda de Mediu. Da, deci mai departe, nu știu ce fiecare instituție în parte, ce atribuție are sau ceea ce fac sau nu fac din punct de vedere al legislației. Eu vorbesc în dreptul Direcției Sanitare Veterinare. Da? Bun. Da, Garda de Mediu a spus, domnule, este incorect, cine e vinovat trebuie să plătească, da, și a fost amendată primăria. Da. DSV-ul ce poate din să punctul facă? Meu de vedere, din punctul meu de vedere, la momentul acesta eu nu pot să verific decât adăpostul. Intrări, ieșiri, substanță și așa mai departe. Da, eu nu stau să dezgrob leșuri de animal. O altă variantă ne-a oferit însă doamna Maria Beck, vicepreședinta Asociației pentru Protecția Câinilor Iama Acasă. Conform spuselor acesteia, se poate ca foarte mulți bani să fi fost decontați la primărie pentru vaccinarea, eutanasierea și trimiterea la protana câinilor, în condițiile în care cadavrele acestora să fi fost, de fapt, îngropate aiurea. Maria Beck a mai declarat că va face plângeri penale împotriva primăriei Târgoviște, a responsabilei adăpostului de câini al municipiului, inginera Florina Părvescu, și a Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru cazul macabru al lagărului de câini de la Târgoviște. V-am sunat în legătură cu un caz cu tremurător de la Târgoviște, despre care știu că aveți destule amănunte. Este vorba despre acuzațiile aduse executivului primăriei Târgoviște în legătură cu masacrarea a mii de câini comunitari și îngroparea lor aiurea pe un izlaz, pe un zăvoi din apropierea râului Ialomița. Ce ne puteți spune despre acest caz? Deci, ca să vorbim despre caz în amănunțime, sunt multe de spus. Dar aș porni de la o concluzie, și anume aceea că ce s-a întâmplat acolo este greu de explicat în cuvinte, este greu de acceptat. Iar eu, ca om, ce consider că sunt, deși sunt o persoană cu mult exercițiu în domeniu, vreau să vă spun că de vineri, de când am fost și am vizitat acele gropi, chiar nu mai pot să mănânc. Și faptul că aceste fapte le-a comis o femeie, nu vorbesc de pregătire, nu vorbesc de funcție, este o femeie care am înțeles de la cei din Târgoviște care m-au însoțit, care este și mamă. Aspectul deci este foarte grav, pentru că de fapt și de drept vorbește despre starea societății românești în acest moment. În afară de asta, asta este aspectul moral. Despre cine? Acum despre ce femeie vorbiți? Despre doamna inginer Părvescu de la adăpost? Da, despre doamna inginer Părvescu, cu care am discutat, nu a vrut sub nicio formă să ofere informații, iar informațiile pe care mi le-a oferit le-am considerat o sfidare, atât la adresa bunului simț, cât și la adresa mea, ca persoană. Ce v-a efectiv, spus? Ce v-a spus? Da, mi-a spus că niciodată n-au făcut așa ceva. Ei n-au omorât câini niciodată, că ei castrează și returnează, iar când i-am atras atenția că nu au apă, nu au mâncare, nici măcar vase, acele animale, 20 de animale pe care ei le țin acolo, nu înțeleg pentru care motiv. Presupun că sunt castrate, pentru că toți toate au în urechi clipuri, așa, și îi țin pe mâncarea primăriei în acest adăpost, fără nicio explicație. Au rezolvat problema câinilor din Târgoviște ținând acești 20 de câini acolo și cheltuind pentru ei niște sume de bani. Pentru că eu, asociația mea are și ea un adăpost și eu știu cam cât costă chestia asta. Și sunt sume destul de importante, mai ales în starea în care suntem în ziua de astăzi din punct de vedere financiar. Da. De ce credeți că după, da, la,
la 10 minute după ce eu am protestat și am rugat pe cei care mă însoțeau să fotografieze țarcurile, să se vadă că nu sunt nici măcar vase, dumneiei a revenit la sentimente mai bune și, crezând că o să-mi dea o lovitură de grație, m-a invitat înăuntru, lucru pe care eu nu l-am făcut din proprie inițiativă, n-am îndrăznit, am fost numai în curte, m-a invitat înăuntru să-mi arate că în partea din clădire în care câinii au acces de afară din padocuri, există în fiecare cameră, există niște scafe din metal, una pentru mâncare, două pentru apă. Erau pline ochi. Și atunci chiar mi-am pierdut un pic cumpătul și am întrebat cum puteți să mințiți cu atâta nonșalanță? Cum puteți să-mi spuneți mie, să mă insultați efectiv, insultați nivelul de inteligență, pretinzându-mi că la ora 5 aceste scafe și de apă și de mâncare sunt pline ochi, deci acești câini nu s-au atins de ele. De să nu realizați că nu puteți să mă prostiți și dacă așa faceți, cu toată, așa justificați dumneavoastră, cu astfel de argumente mincinoase, justificați și restul problemelor pe care vi le reproșăm, s-a creat acel dubiu rezonabil, principiu de drept, așa că dumneavoastră de față de drept mințiți. Dar de ce credeți că păstrau acele scafe pline cu mâncare și apă și nu... Nu le-a păstrat. Cât eu eram în curte, da, protestând că nu au nici măcar vase, dumnealor au pus acolo aceste scafe și le-au umplut repede cu mâncare și cu apă. Dar de ce credeți că până la ora aceea nu-i hrăniseră pe câine? Așteptau să moară? Ce se întâmplă? Păi, probabil că nu intră în... accepțiunea lor că acele animale trebuie să-și plânge. Era un puiuț de trei luni, două luni să fie avut, care avea o bucă imensă, clar, era infestat cu paraziții în interni, care îi curgea nasul, aveam o cozitoz la nas, clar că era bolnav, ori parvo, ori jigodie, ori era răcit, avea o pneumonie din alte cauze, cu alți germeni. Așa nici nu s-a uitat. A mai existat un personaj acolo, un domn în vârstă, care a apărut pentru că l-am surprins în hol și n-a putut să-mi întoarcă spatele, așa și care a spus că este doctorul Simionescu sau așa ceva și că dânsul nu știe absolut nimic, nu știe, el vine acolo doar când este chemat pentru castrări. Pare foarte rău. Contractul cu acest domn presupune din partea lui responsabilitate din punct de vedere sanitar-veterinar pentru tot ce se întâmplă acolo, inclusiv pentru viața animalelor. Iar doamna respectivă, în afară de faptul că a încălcat toate legile morale și de care mai vreți dumneavoastră, a practicat o meserie fără să aibă calificarea și autorizarea necesară. Nu vă mai spun cum a făcut-o. Se spune în declarația domnului Moise, se spune că doamna respectivă a injectat, el ținea câinii și ea îi injecta în inimă cu diluan de vopsele. Mi-este greu să și... nu știu, nu-mi intră în cap efectiv chestia asta. Și mai este un aspect din punct de vedere legal. Acest domn declară că a primit spor de confidențialitate. În condițiile cine în care... Domnul Moise? Domnul, da. Deci, dumnealui, în condițiile în care acest domn avea o funcție care nu presupunea deținerea de secrete de serviciu, nu se justifică niciun fel de spor de confidențialitate. În condițiile astea, noi îl considerăm o mită din partea autorităților pentru ca acest om să nu vorbească despre ilegalitățile care se întâmplă acolo. Și apoi eu mai am o... asta este doar o presupunere. Da, aș vrea mă bazez să... doar pe experiența mea, că aceste cadavre îngropate în aproximativ 100 de gropi în zona respectivă, în Zăvoiu, cum e denumit de localnici, de pe malul Ialomiței, figurează ca fiind pretați la protan. Fără, se pare, cei care în perioada când dânsii pretind că ar fi fost un focar de rabie, s-a declanșat o carantină, aceia ar fi fost acolo îngropați. În rest, vă dau scris că toți ceilalți figurează ca fiind predați la protan și plătit pentru acest serviciu de către primărie. M-a deranjat foarte tare atitudinea primarului, care a declarat în presa locală, da, că dânsul nu crede și că dânsul consideră că este vorba de o răzbunare personală. Păi cum, aceste că am văzut, există. Sunt acolo gropile, cum să nu? Am aceste gropi există leșurile. Și dacă tu nu crezi, de ce nu te duci să te convingi? Pentru că, din păcate pentru domnul primar, responsabilitatea îi aparține în totalitate. Pentru că tot ce se întâmplă pe teritoriul administrativ economic, administrativ geografic al unei primării, este în competența exclusivă a
primăriei respective, iar capul primăriei este primarul și care conduce primăria prin hotărârile date de Consiliul Local. Deci dânsul este vinovatul. Și după câte știu eu, dacă deraiază un tren, se dă afară, normal, ar fi și așa se întâmplă într-o societate normală, dă afară ministrul. Și domnul asta nu înțelege. Domnul Tolea, de asemenea, este, n-am apucat să iau legătura cu dânsii, având în vedere că eu mă duc și mă întorc cu microbuzul în aceea zi, a declarat, tot în presă, dacă nu este așa, îmi cer scuzele de rigoare, a declarat că nu este atribuția dumnealui faptul că acești câini au fost omorâți și să controleze așa, că el se ocupă de sănătatea animalelor. Păi Dumnezeu să mă ierte, DSV-ul are serviciu de bunăstare a animalelor. Acolo sunt niște oameni plătiți în public să se ocupe de acest aspect. Și dumnealui, șeful acestei instituții, declară că nu e treaba lor. Dumnealui a invocat faptul că în urmă cu 6 luni au fost declarat încă o dată focar de rabie în apropiere de Târgoviște la Ulmi. Deci, din păcate pentru domnul, care încă o dată dovedește că habar are de legislația pe care ar trebui nu numai să o cunoască, dar să știe și să o aplice, pentru că carantina de rabie este reglementată de ordinul 29 din anul 2008 al președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, care prevede metodologia de gestionare a unei astfel de situații. Ce înseamnă asta? În principal, bineînțeles, că ordinul este destul de mare. Se declară carantina de rabie, se ține sub supraveghere tot ce înseamnă carnasier în zonă de, în zona de 30 de kilometri, zona de focar, sub supraveghere, cu control la 5, 10 și 14 zile, dacă este posibil, scrie în ordin, așa, dacă nu, nu se face nici măcar acest control intermediar în perioada de carantinare, da. Și se eutanasiază numai animalele care dau semne clinice de boală. Vă rog să verificați ordinul, ca să vedeți că eu l-am citit pe față, pe dos, pe muche, l-am învățat și, din păcate, săptămâna trecută s-a întâmplat același lucru la Râmnicu Vâlcea și, luând legătura cu ANSV-ul, deci o instituție centrală, cu serviciul lor care se ocupă de sănătate animală, mi-au spus același lucru, că se omoară animalele. I-am rugat să deschidă, fiind la telefon, calculatorul să citească ordinul. Mi-au pretins că nu se deschide calculatorul. Dezvăluirile șocante confirmă informațiile pe care jurnaliștii Trustului de Presă Art Press le-au publicat încă din 2008, atunci când, sub pretextul unui focar de rabie, câinii comunitari erau pur și simplu torturați înainte de a fi strânși la grămadă și duși la adăpostul pentru câini al municipiului Târgoviște, situat la Aninoasa. Ceea ce ne-a fost dat să vedem la adăpostul animalelor din Târgoviște a întrecut orice limită a suportabilității unui om normal, fie el și indiferent la soarta câinilor comunitari. Urletele înfiorătoare ale unor câini, ca și schelălăitul unor cățeluși care se zbăteau disperați în niște țarcuri în care fusese aruncați de avalma. Mirosurile erau îngrozitoare, iar condițiile în care erau depozitate în drumul lor spre moarte aceste viețuitoare ale lui Dumnezeu erau similare celor din lagărele naziste. Colegii de la Jurnal de Dâmbovița au dedicat o pagină întreagă acestui subiect înfiorător. În afara lagărului zburda fericit un câine care aparține șefei locației. Acesta este singurul câine căruia îi va fi dat să rămână în viață. Toți ceilalți aflați în spatele gratiilor sunt sortiți pieirii. La apariția echipei noastre, responsabila acestui adevărat lagăr pentru câini s-a arătat și iritată, dar mai ales necooperantă. Abia i-am putut smulge câteva vorbe în fugă, care păreau contradictorii și trădau complicitatea sa cu organizatorii acestui masacru. Mai cu voie, mai fără voie, am vizitat și pe dinăuntru clădirea care adăpostea peste 400 de câini. Am părăsit indignați și cu sufletul sfâșiat adăpostul câinilor comunitari din Târgoviște, hotărâți să studiem legile în vigoare cuvânt cu cuvânt. Eram convins și înainte de a ajunge la legi că nici vorbă să fie existat în Târgoviște vreo carantină, vreo situație de urgență datorată apariției vreunui caz de rabie în rândul câinilor comunitari. Avem o mare bănuială că rabia inventată de autorități este o găselniță menită să justifice o acțiune abuzivă. Este un paravan în spatele căruia se ucid câinii în masă. Nu este lipsit de interes să aflați că sutele de câini aruncați grămadă unii peste alții nu aveau în cuștile lor niciun blid cu apă.
La vederea prefectului și a echipei TVR Press, administratorul adăpostului le-a aruncat câinilor câteva pâini înghețate pe betonul mizerabil, nespălat de o veșnicie, o infecție în care animalele își așteptau injecția letală. Facem mereu recurs la lege. O facem și acum. Legea numărul 9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea și completarea legii 205 din 14 iunie 2004 spune foarte clar că animalele trebuie să se bucure de un bun tratament și de asigurarea condițiilor în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție. Adăposturile vizitate ieri erau total necorespunzătoare, mizerabile, iar bruma de hrană era pâinea înghețată beton scoasă din frigider. Apă nu era în cuști, iar despre asistența medicală, Dumnezeu cu mila. Legiuitorul interzice categoric cruzimea față de animale, provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace, despărțirea puilor de mame până la împlinirea 8 săptămâni de viață. Cel mai interesant însă în susținerea ceea ce spune legiuitorul până acum este că legiuitorul interzice eutanasierea câinilor, cu excepția animalelor cu bori incurabile. Atenție, constatate de medicul veterinar. Deci în acest caz trebuia să li se fi făcut tuturor acestor animale încarcerate analizele necesare. Nici vorbă de așa ceva, nici nu există în preocuparea acestor administratori barbari. Dar în cazul acestor sute de câini aruncați în cuștile terorii, există fișele de sănătate întocmite de medici veterinari? Sunt aceste animale înregistrate oficial odată cu intrarea lor în adăpost și investigate medical? Nu avem cum să credem că un medic veterinar poate diagnostica dintr-o privire sute de câini. Câinele turbat găsit mort într-un cartier târgoviștean nu este altceva decât o manevră criminală menită să legitimeze o cerință altfel perfect îndreptățită a târgoviștenilor îngrijorați de creșterea alarmantă a numărului câinilor fără stăpân. Dar de aici și până la măcelul în masă al câinilor comunitari este o distanță enormă pe care legea numărul 9 din 11 ianuarie 2008 o condamnă clar. Cităm, este interzisă eutanasierea câinilor, cu excepția celor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar. Așadar, analizele de laborator sunt obligatorii. Soluțiile legale pe care le așteaptă orice târgoviștean cu scaun la cap și frică de Dumnezeu sunt prevăzute tot în legile invocate în acest articol. În comunicat de presă remis de redacției noastre de instituția prefectului, prefectul județului Dâmbovița Mirel Lazăr anunță opinia publică că a verificat personal în teren modul și condițiile în care se desfășoară operațiunile de carantină instituite în urma cazului de rabie identificat în municipiul Târgoviște pe data de 8 septembrie, constatând că informațiile comunicate instituției prefectului pe această temă sunt profund eronate. Da. Am înțeles că trebuie să-i strângeți pe toți din oraș, au rabie. Au fost cazuri în care hingherii au luat câini care aveau lesă și au adus aici la adăpost. Nu cred. Mă îndoiesc ca ei să ia câini cu lesă. Ei știu că nu au voie să ia decât câini care nu au stăpân. Să-mi retezați picioarele, că porniseți mașina. Și polițaiul m-a salvat și eu am deschis poarta în viteză cu polițaiul. Asta nu e atitudine. Nu, chiar dacă trebuie să fiți educați, să fiți omenoși cu oamenii, fiindcă relația cu omul rămâne relația cu omul, iar câinele de multe ori e mai om decât câini. Cum comentați aceste acuzații? Nu mă lăsați. Ați luat câinii cu lesă la gât? Nu, n-am luat câini cu lesă la gât. Uitați ce spun, doamnele, că aveau lesă. Bănuiesc că sunt castrați și nu luăm câini castrați. Păi uitați ce zic, doamnele, că și-au găsit câinii acolo, n-aveau lesă? Un pic așa. Sunt un pic sărite, poate, doamnele. Mai din câte chiar sărite. Asta. Un pic mai mult. Dacă găsești un câine castrat acolo... Cu ea, dar e sărită, rău. N-am loc de ea prin oraș, dar am în două, de fapt, care sunt aici. Dacă pune o ață roșie, ce înseamnă că aia are lesă sau e castrat? Așa. E până la vrăjeală, că zice că dacă e cu roșu, nu-l luăm. Până acum aproape 2 ani erau omorâți cu diluant de vopsele, iar de un an jumate, un an și 8 luni, cu o soluție, după ce câte am înțeles, se numea T90. Câinii trebuiau sterilizați, masculii castrați, că așa a cerut iubitorii de animale din Târgoviște.
Iar acest lucru nu s-a, acest fapt nu s-a ținut cont. I-a omorât în masă. Deci asta este o modalitate de a fura banii. Și vă spun eu cum se fură banii și mi-asum această responsabilitate. Da. În ce sens se fură bani? Ce vreți să spun? Păi vă spun imediat. Da. Deci serviciul sau instituția sau ce-o fie un SRL, că se poate, activitatea poate fi și externalizată, da, concesionată. Așa, ia din stradă 10 câini sau face că au făcut cu carantina de rabie, omoară cu ranga în cap sau cu diluant, cum a făcut doamna inginer, așa, și face de cont la primărie de X câini, ori atâta substanță de eutanasiere, ori plus arderea la protat. Asta costă 1.600.000 per câine. În situația, luând ca greutate medie, pentru că la protan se face per kilogram, și luând greutate medie 10 kg. Da, deci 2.600.000, un preț aproximativ, deci bani cheltuiți pentru un câine. Gândiți-vă că aici este vorba, în ultima perioadă, am înțeles, de 3.000 de câini. Da. Da, este înspăimântător, vă spun, este fără comentarii, și orice om normal la cap, zic eu, că așa asta ar însemna să fii normal la cap, este ca o astfel de cruzime împotriva unor animale să te oripileze, dar se pare că noi suntem românii, din păcate, un popor de nebuni violenți. Eu nu mai știu ce să cred, mă confrunt cu asemenea situații, încât nu știu cât o să mai fac față, vă rog, de inimă să mă credeți. Dar bun, vreau să continuăm procedura de furt, modul cum se furba. După care, da, cele cadavrele alea omorâte, să zicem, fizic, ganga în cap sau cu diluant, 10, să zicem, se predau la protan. Protanul semnează și el pentru 100 de cadavre și are bani de buzunar, 90 de cadavre neprocesate. Da, banii lor. Cât s-au omorât câinii, protanul a deschis filiale în toată țara. De când nu se mai omoară câinii, au ajuns în insolvență. Da. Eu am făcut aceste declarații de mai multă vreme. Greu mi-am dat seama. Dar la momentul când prefectul Bucureștiului a făcut mare tam-tam pe tema câinilor și dorea revenirea la omorârea lor, care n-a rezolvat nimic, se vede, de 10 ani de zile să omoară câini și nu s-a rezolvat nimic. Deci nu se gândesc nici de cum că aceste animale, scuzați-mi expresia, n-au fost sfătate nici de locuit, de astea de la protecția animalelor, n-au venit nici din planeta Marte cu racheta. Aceste animale sunt abandonate din proprietate privată. La fiecare etapă de fătări, cetățenii României, educați și cu spirit civic, umplu străzile cu pui și chiar cățele adulte pe principiul de o dracu ca asta fac. Da? Nu s-a gândit nimeni ca orice om normal care atunci când vrea să-și rezolve o problemă, să duce la cauză, să trateze cauza, nu s-a gândit nimeni care e cauza, domnule. Care este cauza? Cauza abandonului din proprietate privată. O operațiune extraordinar de simplă care nu presupune niciun fel de cost. Înregistrarea animalelor cu stăpân. Așa este peste tot în lume, n-am inventat-o noi. Noi trebuie să știm câte animale avem. ANSV-ul trebuia să înregistreze toate animalele din România. E cerință europeană. N-au făcut-o că n-au bani. Pentru mine asta nu este motivație. Nu este motivație. Și în contextul ăsta, pentru asta au făcut tot ce au făcut, ca să se fure banii. Deci bun, nu deci, o să mă convingă nimeni că un funcționar public moare de grija serviciului și moare acolo la servici din spirit civic, așa, sau din conștiință profesională, dacă nu e vorba de bani foarte mulți. Bun, deci ca să tragem o concluzie generală, dumneavoastră spuneți că aceste animale au fost omorâte în masă pentru profitul unei societăți comerciale, categoric, care în fapt este singura societate comercială autorizată în țara noastră să facă aceste lucruri, nu? Da, ilegală și această chestie că deține monopol. Monopolul este interzis într-o societate democratică cu economie de piață. Și dețin monopolul, da, mă rog, nu e singura anomalie. Bun, în contextul ăsta vreau să vă spun doar atât. Noi vom continua demersurile, da. Vom face plângere penală împotriva acelei sinistre persoane care au omorât câinii, vom face demersuri împotriva primăriei, vom face demersuri împotriva ANSV-ului, DSV-ului local, așa,
Și mai este un aspect, se pare că în ultima perioadă nu i-au mai omorât cu diluan, ci au cumpărat T61, substanța admisă pentru eutanasie. Numai că T61 nu se administrează până nu se induce animalului starea de, când nu este anesteziat general, starea de inconștiență. Deci trebuie întâi anesteziat și apoi... Trebuie anesteziat până la pierderea cunoștinței, da. După care se introduce această substanță care se pare că are efect curarian, adică îi paralizează toată musculatura și câinele nu mai poate să-și exprime durerea. Da. Deci asta ar, asta ar însemna că dacă acei câini nu au fost eutanasiați, practic dacă nu au fost anesteziați, practic fiind injectați cu substanța T61 au murit în chinuri, să înțelegem. Au murit, da, neputând însă să-și țipe, neputând să-și exprime niciun fel de durere, ceea ce este o altă mare cruzime. Vă spun, asta nu este o informație pe care s-o fi verificat, am discutat însă cu persoane de specialitate, cu reprezentanții unor asociații din străinătate, mi-au confirmat acest lucru, dar nu am nicio dovadă științifică în acest moment. Deci vă rog să o luați cu titlul de inventar. Poate faceți dumneavoastră niște cercetări în sensul ăsta. Și mai este un aspect cel mai urât, cel mai... Nu, n-am cuvinte să vă spun. Faptul că se pare că au fost îngropați de vii 50 de pui și acum, în ultima, la ultima operațiune. Da, dar și până acum n-apucau să moară puii, că îi îngropau. Îi băgau așa în groapă. Dar nu vă supărați, nu este corectă informația conform căreia puii mai mici de 3 luni nu au cum să fie bolnavi de rabie și astfel nu aveau de ce să fie luați sub acest pretext. Și chiar dacă s-ar fi îmbolnăvit de rabie, domnule, nu știu, pentru că eu nu sunt medic de specialitate și chiar această întrebare nu mi-a fost pusă niciodată ca să pot să mă informez. Am să o fac. Dar chiar dacă ar fi așa, să fie bolnav de rabie, spuneți-mi ce pericol de contaminare altor ființe, om și alte animale prezintă un pui sub 3 luni. Ăla știe să muște, Pericolul de contaminare, noi am înțeles de la Garda de Mediu, care a și amendat Primăria Târgoviște, pericolul de contaminare ar fi acele leșuri îngropate la numai câțiva centimetri sub pământ, care reprezintă un pericol pentru celelalte animale care vin și scurmă și dezgroapă și se pot îmbolnăvi, pentru că acolo practic se creează un focar de infecție. Și nu vom... Și vă spunem în continuare și faptul că în acea zonă, chiar lângă adăpost, există mai multe crescătorii de animale. Sunt crescuți cai, sunt sigur, crescute găini. Autorizația este, nu trebuia să-i autorizeze, sunt gard în gard cu altă locație unde sunt animale. Da. Deci este practica o localitate, o zonă locuită, deci legea prevede cu totul altceva. Sunt doar câteva gospodării, două, trei. Știu, am fost la fața locului și am văzut, acolo există animale de toate felurile, da. Deci are omul în gospodărie, cai, animale... Câini. Economii, inclusiv acolo câini, inclusiv sigur că o fermă da. De oi. Domnule, chiar. Dar un cadavru, indiferent de la ce ființă vie, fostă vie, provine, el însuși reprezintă un pericol de contaminare. Știți ce roi au muștele acolo? Păi acele muște pleacă către oraș, că nu le poate opri nimeni, și duc cu ele germenii ași de mii de boli. Către unde? Către zona locuită, în farfuria omului, vine musca să așează. Da. Desigur că există. Deci, din toate punctele de vedere, au încălcat toate legile. Și umane, și divine, și de care mai vreți nevastă. Da. Nu au nici un fel de scuză. Iar noi, care suntem acum în curs de înființare a unei legi pentru apărarea drepturilor animalelor din România, la dar, așa suntem deja cu formalitățile făcute, ne vom face din asta, vă rog să mă credeți, o cauză, eu nu mai pot să dorm noaptea, cei care au văzut materialele video de asemenea și nu puteți să spuneți că o facem dintr-o sensibilitate exagerată sau nu, noi suntem niște oameni normali și eu cred dar este astăzi vorba imagine. Este vorba despre umanitate, că practic eu efectiv nu ne puteam gândi decât la lagărele acelea de concentrare, lagărele naziste, în care erau aruncați cum se spune, erau morți aruncați de avalma în gropi și îngropați acolo. Da, așa este. Nu așa se este. Poate așa ceva. Nu există altă soluție decât eutanasierea câinilor și... Nu, domnule. Deci când vrei să rezolvi o problemă și nu știi cum te uiți tu ce fac ea mai deștept ca tine, nu ea mai proști. Nimeni în lume în acest moment nu mai face acest lucru, cel puțin în Europa. Au făcut-o și ei la început, dar au văzut că nu scapă de ei. Și Turcia, și Bulgaria, și Serbia au legi pentru castrare și returnare. Numai la noi, în România, nu se poate. Și de ce nu se poate? V-am spus, pentru că cu proiectul care zace de 3 ani în Camera Deputaților, la Comisia de Administrație, prin înregistrarea
prin ciparea animalelor, nu se vor mai putea fura banii pentru că vor exista niște evidențe și fiecare cadavru, să zicem, da, eutanasiat, ar fi putut fi controlat dacă este sau nu este și câte sunt. Și atunci nu le convine chestia asta. Dar așa, nu, la fiecare etapă de fătări se vor umple iar străzile și va veni primăria și în fiecare an va cheltui bani și iar îi adună și lumea iar aruncă și uite așa până la sfârșitul veacurilor. Deci dânsii nu doresc să scape de câini și în plus de asta au implementat, au inculcat populația ideea că asociațiile de protecție animală trebuie să ocupe, dar îmi pare rău, total fals. Noi n-avem niciun fel de treabă din punct de vedere legal cu gestionarea câinilor fără stăpân, da, și cu alte animale. Noi avem două obiecte majore de activitate consfințite prin legea de înființare și funcționare a asociațiilor și fundațiilor, respectiv în calitatea noastră de persoană juridică, reprezentanta societății civile, să supraveghez autoritățile să respecte legea, este un drept și o datorie a noastră, acolo unde nu o respectă să facem demersurile legale ca să putem să o aducem la ordine și a doua obligație, acolo unde o lege considerăm că din vari motive, că Uniunea Europeană a hotărât altceva, că nu mai e conform cu nu știu ce, să o schimbăm, ceea ce am și făcut. Aia a stat în puterea noastră. Prima nu, pentru că noi propunem, ei dispun. Asta e. Da. Un ultim aspect. Cum comentați faptul că, în conformitate cu ce a declarat domnul Viorel Moise, proprietarilor și iubitorilor de animale din Târgoviște li se promitea la ridicarea, la strângerea câinilor, în momentul strângerii câinilor, că aceștia le vor fi returnați sterilizați? Deci această afirmație nu reprezintă altceva decât confirmarea faptului că ei au... Ceea ce practic nu s-a întâmplat, că asta este problema. Da, sunt conștienți de faptul că au făcut ceva ilegal, pentru că dacă ar fi crezut că ce fac ei este legal, ar fi spus, domne, îi luăm și îi omorâm, că așa e legea. Dar atâta timp cât ei au spus, îi luăm și îi aducem înapoi, este încă o minciună care confirmă faptul că ce au făcut, au făcut intenționat, în cunoștință de cauză, pentru niște beneficii, pentru că nu-și pune nimeni pielea în saramură degeaba, pentru glorie sau pentru, eu știu ce, spirit civic. Nu. Cu știință. Codul penal spune cu știință la abuz în serviciu. Cu știință. Nu sunt de meserie, deci eu nu sunt jurist de meserie. Da. Am învățat vis-a-vis de toate situațiile care am fost confruntată. Am pus mâna și am învățat să nu pierd timpul autorităților, să nu pierd nicio timpul degeaba și să putem totuși rezolva ceva cât de cât. Până în acest moment am mai făcut câte ceva. Suntem foarte la început cu protecția animalelor. În Anglia, spre exemplu, prima asociație de protecție s-a înființat în 1860. Așa că noi suntem foarte la început, dar se pare că am ajuns la un punct de la care vom putea să facem un salt ceva mai mare. Până acum am acumulat. Bun, pe scurt, ca să concluzionăm, cine este de vină în toată această mega afacere, se pare? Da. 1. Primarul municipiului, Consiliul Local. 2. Direcția Județeană Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 3. Conducerea adăpostului, care nu știu cum se numește la dumneavoastră, de da, cine aparține. Adăpostul de câini al municipiului Târgoviște. Adăpostul de câini al municipiului Târgoviște. Am înțeles că Romvacu, deci și pe ei includ, n-am făcut încă niciun demers, urmează, Romvacu, pe care reprezentantul aveți dumneavoastră acolo, ar fi eliberat medicamentele astea T61, nu știu în ce condiții, pentru că această substanță este substanță cu regim special, fiind substanță cu potențial letal, și se eliberează pe rețete speciale, acelea roșii, cu bară roșie. Ar fi eliberat și... numai puțin, care substanță? T61? T61, da. Da. Despre care vorbește domnul Moise, da, că da, da, s-ar fi folosit în ultima perioadă, care nu știu de când a început și cât a durat. Așa, și acest aspect va trebui, pentru că expresia de acolo este că s-au dus la farmacie și au luat. Cei care m-au însoțit acolo mi-au explicat că prin farmacie se înțelege Romvacu. Tot ce se poate să fie, voi face ceea ce de mers, poate că dumnealor au eliberat. De ce vă spun, am acest dubiu? Pentru că aceste substanțe cu potențial letal, cu regim special, se eliberează numai persoanelor care au care au autorizație de folosire a acestor substanțe. Deci poți să fii medic veterinar, poți să ai autorizație de liberă practică, atestat de liberă practică, scuzați-mă, dar îți trebuie autorizație specială pentru aceste substanțe cu potențial letal.
Deci voi și acest aspect îl vom avea în vedere. Da, vă mulțumim. Oricum, pe 24-25 vă promitem o delegație de ziariști străini, astfel încât împreună sper să rezolvăm ceva, împreună înțelegând, incluzându-vă și pe dumneavoastră, deci presa locală. Sigur. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru, pentru că v-ați implicat. Rămânem în legătură și vă rog frumos, indiferent ce problemă aveți în acest domeniu, că în altele nu mă pricep, vă rog să mă contactați și cu toată dragostea. Cu siguranță, vă mulțumim. Vă stau la dispoziție. Bun, da. Vă mulțumesc. Doamne ajută, la revedere. Comentați acuzațiile conform cărora mii de câini comunitari au fost uciși și îngropați în condiții total necorespunzătoare în apropiere de râul Ialomița. Nu este o soluție bună, nu trebuia. Ați făcut niște adăposturi, ceva, un pericol și pentru pup, pentru omenire, pentru toată lumea. Acum trebuiau, dacă s-a făcut așa ceva, trebuia făcute niște gropi mai adânci, mai ceva, pentru un pericol social ce... ce să petreci. Ia lumița, e apă care mai merge lumea, mai dă animale la adăpat, la... Nu e în regulă. Sunt și ei niște ființe, nu trebuiau chiar așa... Eu iubesc animalele, nu știu, alții. Totul se face invers în țara asta. N-avem ce să comentăm, nu putem, suntem prea mici pentru... ce se întâmplă în țara asta. Nu e corect ce au făcut autoritățile în privința asta, nu. Lângă un râu care râu merg toate se adună la apa care dirigează în tot sistemul orașului. Asta e o prostie din partea autorităților locale. Nu ar trebui făcut așa ceva, trebuia să facă ceva cu ei, un azil, un ceva, să facă ceva pentru ei, ca să poată să-i... Nu știu, sunt împotriva la așa ceva. Autoritățile astea locale trebuie schimbate definitiv cu totul. Trebuie să ia niște măsuri cu ei. Fac toate numai de-am dosele, numai aiurea. Nimic, nu e corespunzător. Pace pe spinarea lor. Pentru câinii ăștia sunt niște bani alocați, așa, după cât îmi dau seama și am înțeles, sunt niște bani alocați pentru ei, pentru niște amenajări, să le amenajeze ceva, să poată să-i țină. Sau să le caute stăpâni, trebuie schimbate autorități sau luate măsuri. Sunt probabil responsabili niște oameni care n-au niciun Dumnezeu. Pentru mine e ceva de neimaginat. Nu, nici nu pot să comentez lucruri de genul ăsta. Cum comentați acuzațiile conform cărora mii de câini au fost omorâți și îngropați în condiții total necorespunzătoare în apropiere de râul Ialomița? Ăștia nu sunt sănătoși dacă au făcut așa ceva. Asta nu trebuie. Ce are cu animalul? Trebuia să îi găsească altă modalitate, nu așa ceva. Să-i ia cineva, să-i ducă la un adăpost, să-i îngrijească. Asta e părerea noastră. Nu să-i omoare. Că nu avem interes să-i omorâm. E păcat ca să-l omoare. Niște oameni tâmpiți, niște oameni care n-au avut suflet. Ce-a fost un genocid? Niște oameni fără suflet. De acolo vin microbi, diferite boli. Dar la asta nu se mai gândesc ei. Puțin le pasă ce ni se întâmplă nouă. Nu ia niciun fel de măsură. Din contră, văd că se caută cu tot din adinsul să ne extermine. E foarte rău că s-a făcut așa. Toată lumea luptă pentru protecția animalelor. Cum comentați faptul că mii de câini comunitari au fost pur și simplu omorâți în chinuri groaznice și îngropați în apropiere de râul Ialomița? Foarte rău. Cum suntem noi suflete, este și tot la fel. De ce să ne batem joc de niște animale care sunt nevinovate, în loc să pună mâna la treabă, să le facă un adăpost, să le dea și lor o mâncare, măcar pâinea aia uscată care o aruncăm să le dea la câini. Dar nu vedeți că primăria nu face nimic? Nu sunt de acord cu așa ceva. Foarte rău ce s-a întâmplat. Mă poluează apa. Sunt atâția locuitori care fac baie acolo. Omenește nu e bine să-i omoare, dar știu, o soluție trebuie găsită să fie așa, adică un fel de compromis pentru toată lumea. Nici câinii să nu fie, că e animal și el, adică e suflet până la coadă. Dar trebuie să se întâmple așa ceva. În primul rând, trebuie tratat sau... cum se numește, doctor, sterilizați în timp, ca să nu se mai mulțească. Altă soluție nu văd. Solicităm public Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița și Parchetului Dâmbovița să investigheze de urgență acest caz macabru.
Cine face legea și cine încurajează fără de legea? Ce spune legea și de ce apare fără de legea? Lege și fără de lege. O emisiune în care aflați cine, cum, de ce și când, prevalându-se de lege, face o fără de lege. Lege și fără de lege.